da, plume da. Sentimentale reclamați aici la noi, puteți să faceți. Serios? Îl puteți reclama. Conserve un bec 20 de lei. Deci becul se dă cu 25 de lei. Dar nu se găsește unde vreau. Și că țărmite am luat-o tot, e cu 350. La grupul voi. În 20. 20 și... Dumneavoastră, deci cum, ce doreanță aveți, nu aveți? Fișe... Fișe de bujii, da? Fișe de bujii, ori suci. Dar cum arată alea? Nu găsesc. Cum arată? Pune, domne, că nu se găsesc ciurea. O ciurmă? Deci fișe de bujii, da? Nu se găsesc ciurea. Nu se găsesc ciurea. Fișe, așa îi spune, da? Bujii. Fișe? De oțir. Da, și nu găsesc. Da. Nicăieri. Dar la privatizat ați încercat? Am încercat peste tot, nu e nicăieri. Dumneavoastră, ce spuneați, nu se găsesc ciorap, da? Ciorap. Ciorap, bun. Dar știi ce mi-a spus? Ciorap, ce mărime? Da, cum e? Toate mărimile. De la 1 până la 4. Indiferent. Nu se găsesc deloc. Guvernul ce face? Guvernul face ce face. Uite și el ce face. Dumneavoastră, doriți... Pâine de pâine, Luna, ce facem? Pâine, de la ce oră vreți să cumpărați pâine? De catapita, nu-i deloc pâine, Luna. Nu, la ce oră vreți să cumpărați pâine? Indiferent, de la 7 de până la târziu, când închide. Dar spuneți, la ora, la câte ieșiți noi astăzi la târziu? La 3, la 2.30. Și vreți să găsiți pâine la 2.30, da? Pâine la 2.30, da? Luna, în special. Pâine la 2.30 să găsiți pâine. Pâine ăștia de fabrică la Orzicen, că n-au prețuri de la ele. Da, fișe de buzii de la Orzicen n-au prețuri. N-au prețuri, da. Bun. N-au prețuri de... Trebuie să vă iau cliente, că ești cu eu. Fișe, fișe. Da, mulțumim, aveți o reclamație, de să nu mai spun un lucru. Fișe de buzii. Fișe de buzii, am trecut fișe de buzii de 4 ori. Da, așa. Bun, mulțumim. Durerea mea, doamna, este... N-aveți pantofi, foarte bine, să-ți spune. Lați că mă dăm, mă dăm. Ce mărime aveți? 5,5, da, la pantofi. 3,5. Da, m-am luat vizionare. Ați scumpit, da? Da. Da, 4 lei a costat. Uite, da. Scrie că e 4 lei. Dumneavoastră... Ești scot de stat, doamne, nu ești scot de 4 lei. Bun, dar nu vreți să mai dați 4 lei băiat? Nu, dar e prea scump 4 lei, doamne, asta vreau să spun. Că n-ai de cât timp ești 4. 4 și 4 lei. Dar sunt ziare particulare. Dar sunt particulare de funcționare. Panoramic TV, dar să fie mai scump. Panoramic TV. A scumpit prea mult 4 lei, doamne. Nu spune că e prea mult, dar ce-ar fi să facem altceva? Să sunteți de acord în prețul abonamentului să vă trimită și panoramică. Și să plătiți 50 de lei pe lună. E bine? Da? Panoramic TV, deci 4 lei prea mult. Vreau să ne turnați puțin. Da, da. Referite la guvernul, a spus că au dat 3 perechi de pantofi sau reparate de pantofi. Referite la guvernul. Referite la guvernul. Nu avem nicio informație asupra câte perechi de pantofi a repartizat guvernul, dar vă spun sincer că suntem de partea dumneavoastră, am notat sugestia dumneavoastră și vă stăm la dispoziție mâine. A, la aceeași oră vrem să vă spunem că ne interesăm. Un magazin unde putem să ne întâlnim, uitați. Sigur că v-am dat. Nu știu dacă aflați dumneavoastră între timp, dar să ne spunem și vă. Adică nu e să 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 nu e. Da, trebuie să vedem dacă fac brutarii. Păi dacă nu știm cum, brutarii, cum plic acolo, acolo. Brutarii? Păi da, asta ar trebui la ora asta să se știe, nu? Cu seama întrebarea, mă, să-mi dați voi acum. Da, rog, copii. Facem acum, să vorbim? Da, nu se găsește kit pentru geamul și vosea. Asta. Aici. Atâta. Vreți să vă spun cum mă numesc sau ce? Nu, nu. Nu. Asta. Cu kit pentru geamul și vosea. Vă mulțumim, vosea alba notat. Chiloți bărbătești, ducem direct, m-am amintit. Chiloți bărbătești, de 2 ani și ceva n-am mai găsit. Chiloți bărbătești, n-am văzut chiloți bărbătești. N-am mai găsit, n-am găsit. Chiloți bărbătești. Nu e nicio problemă. Chiloți, uitați, scriem aici. Chiloți? Chiloți cu pantor? Nu, chiloți odată și pantor odată. Chiloți bărbătești. Chiloți pantor. Le văzut, i-am văzut. Și pantor, da? Pantor, ce mărime? Pantofi 48. Mai căutați, mai căutați, doamne. Vă mulțumesc. Altcineva dorește să se mai pune de ceva în reclamație?
trebuie să mai căutăm. Da. Vreau să vă spun o problemă mai dificilă. Eu l-am, nu l-am înfiat, eu sunt tutorul în copilul ăsta. Nu primim decât reclamații, consultații, mă dăm seama, da, pare foarte. Da. Ce vreți? Ce nu vă convine? Vreți să reclamați ceva? Vă rog frumos, aici numai reclamații primim. Da, costă și panoramicul. Becurile, unde sunt becurile? La Fien, stimat. La Fien, nu, noi vrem aici, nu la Fien. Noi vrem să luăm de aici, nu de la Fien. Păi poate vă trag un cablu de la... Stai puteți dumneavoastră, justificați ce nu se găsește sau să întâlnim? Nu justific. Băi, atunci de ce mă întrebați? Deci, mă rog, băi, dar becuri, nu, becuri. Dumneavoastră încercați să justificați ce nu se găsește. De care? De 40, 75, 100, 150? 100, știți de un fel care se găsesc? La 24 de volți am văzut, dar noi avem 250. Avem noi la vânzare acolo, 4 lei. Da, corect, dar nu că trebuie tot încercați să justificați. Vopsea, ce culoare, becul, ce fel, niciun fel de bec nu se găsește, niciun fel de vopsea nu se găsește. Ce încercați? Vreau să știți, nu știu ce vreți să faceți. Aici. Becuri nu sunt. Am presia că e o parodie aici, ce vreți să faceți. Nu, nicio problemă. Noi v-am întrebat dacă aveți vreo reclamație. Înțeles, v-am spus. Și că ce vă mulțumim. Poate nu știți, cu ce luminați vreau astea? Iluminați casă? Cu lumânări? Cu lampă de gaz? Eu am cu ce luminați? Și becurile în casă când am venit. Da, cu becuri. Și nu ați zis cu bec sau ce? Nu știu, până în prezent. Cu pelinare, cu lămpi de petrol? Astea sunt drepturile omului. La voastră? Aveți vreo reclamație de făcut? Despre ce vă doare? Nu, dar nu se găsește nimic în toată comerțul ăsta din țara noastră. Pentru că e gol. E gol. Deci e prea gol în comerț. Căutăm carne, căutăm mâncare și mâncarea s-a dus. Știți cumva în ce direcție s-a dus mâncarea? Mâncarea? Mâncarea s-a dus în fază de privatizări. Unde? La privatizat. Acolo se află. Toate, și carnea, și totul. Păi și de ce la merge să mâncați? Și vinde pe asupra preț. A, vând la asupra preț. Păi bineînțeles. Mai lăsăm o reclamație, da? Privatizații, vând la asupra preț. Bineînțeles, domnule, nu ne convine. Adică pentru un bicul să-i dau 125 de lei. V-a cerut cineva pentru un bicul? 125 de lei? 125 de lei pentru un bicul de ăla de facturat. Un sfert, nu? Da. Da. Bicul de 125? Bun, asta păi, domnule, a fost vreo domnule, păi, dar nu, o fi privatizat, domnule, dar deci chiar așa, ca să treabă din buzunarul omului bani. Voi copii, vreți să găsiți ceva și nu găsiți, aveți o reclamație de făcut? Hai, nu găsim caiete. Nu găsiți caiete? Da. Ține, nu-mi găsiți, să spunem aici. Caiete, da? Da. De care? Studențești. De clasa întâia? Nu, hala, aveți. De clasa 10, deci nu sunt caiete de clasa 10, da? Da. Bine, am mulțumit frumos. Dumneavoastră? N-aveți ce reclama, nu? Nu găsiți țigări? O dau eu una. Dar fiecare să-și facă pentru copii, nu? Ca să ne-a luat ceapă, varză, să ne trebuie. Ceapă, de toate, nu? Da. Toate ce ne trebuie, nu? Nu e nici pe rană, pe rană. Cu ce să-i scolați? Că vă întrebați, ar fi bine ca... De exemplu, să vă facă cineva o surprizare să aducă aici cartofi și alături pe lanț, ce ați cumpărat mai întâi? Păstrăm coada și colo și colo, că lumea e înțelegătoare. Fiecare, indiferent bărbat sau femeie. Da. Lasă-l la coadă și pe deci, noi detergent prețelești. Perlan. Perlan și șapun de lume. Perlan, da? Da. Dar știi cum face fabrică, face perlanul? Nu mai știu.